Frații Grimm. Poveste ghicitoare. Odată, trei femei au fost transformate în trei flori frumoase care creșteau pe câmp. Doar una dintre ele putea să meargă noaptea acasă la familia ei, iar dimineața se întorcea pe câmp transformându-se din nou în floare. Odată, când a mijit de ziua, femeia îi spuse soțului să vină în acea zi la câmp să o culeagă pentru a fi eliberată de blestem și pentru a putea rămâne definitiv acasă. Dar întrebarea este, cum a știut bărbatul acela ce floare să culeagă, căci toate trei erau la fel de frumoase? Iată răspunsul. În noaptea aceea, când floarea se preschimbase în femeie și plecase acasă la familia ei, căzuse roa udându-le pe celelalte două rămase. Astfel, bărbatul și-a recunoscut soția prin simplul fapt că era singura floare neatinsă de rouă.